Salutare și bine ai revenit! Astăzi vreau să facem ceva mai diferit. Stânga mea se află o boxă portabilă ce se conectează prin Bluetooth și are o putere de 100 de W pe ieșire. Acesta nu este genul meu de video, pentru că astăzi nu facem niciun review, niciun tutorial. Colegii mei de pe marketing și m-au rugat să fac ceva amuzant. Că m-am agățat? Și acum hai să ne mai distrăm puțin. Pentru toți prietenii noștri, pentru Vasile de pe tehnic, care face etichete. Mie îmi place să ies mereu din zona de confort. Mic check, mic check. Vreau să-i dau blană, 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 blană. Hai să facem fapta. Și spre surprinderea mea, mi-am dat seama că această boxă merge mult mai tare cu un stick USB decât cu o conexiune Bluetooth. Cam așa arată boxa, este destul de frumușică, avem și LED-uri, este cu RGB, avem niște flash-uri pe aici, este foarte interesantă. Merită să ți-o cumperi de sărbători dacă vrei să stresezi puțin vecinii. Dar eu nu vă îndemn la acest lucru. Microfonul este deja conectat. 10-2, se face acest video pentru toți prietenii noștri. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cred că o să o cumpăr pentru că vreau să fac un mare party. Introduc stick-ul USB, motor acțiune. O să ia melodia automat. Ce tare se aude! Această boxă îți rupe timpanul la propriu. Este boxa potrivită pentru petreceri. Acum nu știu ce să vă zic, dacă o va cumpăra cineva și o să o țineți non-stop 24 de ore, probabil că se va prăji. Oricum, nu este recomandat să o țineți 24 de ore una într-una ca să meargă. Dar este foarte, foarte puternică. La cei 100 de W pe ieșire, boxa asta rupe normă. Este o boxă portabilă, după cum se vede. Wow! Chiar acum se încheie episodul nostru, sper că v-a plăcut să fiți alături de noi pe data viitoare.